În luna ianuarie acestui an, Consiliul Județean Hunedoara a constatat o serie de acte de vandalism pe cei 34 de kilometri ai lotului 2 din culoarul Mureș-Nord, drum județean între Ilia și limita cu județul Alba. Atunci au fost găsite indicatoare rutiere distruse, smulse din pământ și borne kilometrice sparte. Din păcate, distrugerile continuă, iar autorii nu se gândesc la faptul că fără indicatoarele rutiere pun în pericol viața participanților la trafic. Consiliul Județean Hunedoara condamnă ferm actele de vandalism recente care au avut ca țintă indicatoare de circulație de pe culoarul trafic Mureș-Nord. Este profund regretabil și inacceptabil faptul că anumite persoane au ales să distrugă și să deterioreze indicatoarele de circulație, punând astfel în pericol siguranța traficului rutier. Aceste acțiuni nu numai că aduc daune materiale, dar afectează și funcționarea corectă a infrastructurii rutiere, generând situații periculoase pentru șoferi și pietoni. Îndemnăm comunitatea locală să raporteze orice activitate de genul celor prezentate mai sus autorităților competente. Este responsabilitatea noastră să protejăm și să conservăm bunurile publice pentru siguranța tuturor locuitorilor noștri. Consiliul Județean Hunedoara reiterează angajamentul său ferm față de asigurarea unui mediu sigur și securizat pentru toți cetățenii și va colabora strâns cu autoritățile locale și forțele de ordine pentru a preveni și a combate astfel de incidente în viitor, a transmis președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, pe pagina oficială a instituției. Culoarul Mureș-Nord este drumul județean ce leagă Ilia prin Șoimuș, de Bălata, Hărău, Uroi, Gioagiu, până la limita cu județul Alba și are o lungime de 72 de kilometri pe malul drept al Mureșului.